Să revenim, fraților, la scrisoarea pe care un cetățean, nu din Vaslui, din Vâlcea, un profesor, mi-a trimis-o. Este o anecdotă, ai zice că e desprinsă din Kamikaze, dar este reală, ca să vedem că prostia în România există, cu toții suntem proști, este o autoderiziune genială în acest text, ăsta am permis să-l citesc, și ca să vedem că autenticitatea județului Vaslui nu e aia pe care o vedem noi la televizor, ci e asta de aici. Ăștia sunt vasluenii, numai reprezentați în aceste două file de niște vâlceni. Dragă domnule Radu Banciu, vă rog să citiți această scrisoare, dacă aveți timp, fiindcă vreau să vedeți că în țara asta mai sunt și oameni splendizi, nu numai indivizi de rahat. Am să vă povestesc o întâmplare frumoasă. Acum 2-3 ani mă duceam mai rar în satul unde m-am născut. Acum mă duc mai des. Într-o zi am plecat la pescuit. Ca să ajung la Olt, trebuia să trec pe sub un pod de cale ferată. Eram cu soția în mașină. Înainte de a intra pe sub pod, la dreapta, în fața mea, la vreo 20 de metri, un tânăr împingea un căruț de cărat butelii, gol, la care avea claxon. Un claxon din acela chinezesc care face nino, nino. Omul ne făcea semne cu mâna și claxona într-una. Eu și soția l-am făcut să înțeleagă tot prin semne că îi apreciem foarte mult claxonul, chiar am răspuns claxonând și noi, așa ca între participanți la trafic. Apoi omul a început să șuiere disperat și să facă din degete. Am intrat sub pod și după 2-3 metri mașina a rămas suspendată cu roțile împodmolite. Am ieșit din ea exact în momentul când lângă mine a venit băiatul cu căruțul foarte nervos. Bă, da prost mai ești! Te-am claxonat, am șuierat la tine, dar degeaba. A intrat ca prost un pietriș. Păi nu știai, bă, prostule, că atunci când plouă vine apa din sat și moaie pietrișul? Nu, n-am știut. Păi cum să știi tu? Acum ce te uiți ca prostul la mine? Hai să scoatem mașina de sub pod, că mai am și altă treabă. A trecut soția la volan și noi doi în spatele mașinii împingeam cu toată puterea. Mi se umflaseră venele pe frunte de atâta efort. Vezi, mă, prostule, dacă nu m-ai ascultat, împinge acum dacă n-asculți niciodată, că omul îți vrea binele. Îmi venea să-l iau în brațe. Aș fi vrut să dureze cât mai mult momentele acelea, atât de splendid era în supărarea lui. Am reușit până la urmă să scoatem mașina pe iarbă și ne scuturăm de noroi. Așa strede, prostule, dacă n-asculți. Vezi cum te-ai murdărit dacă n-asculți niciodată? La ultima replică, un băiat a ajuns cu bicicleta lângă noi și a auzit ce spunea. Bă, fraiere, cum îți permiți tu să vorbești așa, bă, să-i spui așa lui domn profesor? Vezi că stai profesor la liceu, bă, fraiere. S-a uitat lung la mine, m-a măsurat din cap până în picioare și cu mâna a făcut un gest de lehamite. Bă, da, prost mai ești. Și a luat căruțul, a mai încercat o dată claxonul și a plecat, scârbit de cât de multă prostie există în țara asta. Ion Iosif Brezoi, județul Vâlcea. Ha? Ăsta e, bă, județul Vaslui. Ăsta e sigur și județul Vâlcea. Să nu spuneți că nu v-a plăcut.